Bună dragilor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum veți sta cu dragostea voi cei din Zodia Săgetător sau care aveți Ascendentul sau Luna în Zodia Săgetător. După cum știți, dacă vă doriți o etalare personalizată unde puteți afla mai multe detalii și informații în legătură cu situația care vă interesează, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726 număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui video. De asemenea, dacă vă doriți și vă face plăcere să stați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Bun, hai să vedem în primul rând care va fi energia principală pentru uh, perioada aceasta. Și aici avem valetul de spade. Care vă avertizează că un conflict este pe cale să izbucnească între voi și partenerul sau partenera voastră, sau relația este amenințată din exterior de intervenția unei terțe persoane, posibil persoana descrisă de caracteristicile valetului de spade, adică o persoană imatură, o persoană care. Riscă foarte mult, dar văd că în cele de urmă situația se așează de la sine. Poate fi vorba și de o perioadă în care lucrurile se răcesc foarte tare între voi și persoana pe care o iubiți, dar totul începe să se schimbe în direcția potrivită, să zicem. Merg, merg, merg toate în direcția potrivită. Uh, se pot clarifica anumite situații în urma unor discuții mai aprinse între voi și persoana iubită. Da, pentru că deslușiți un mister, scoateți la iveală niște informații, vă testați persoana iubită, poate unii dintre voi cercetați foarte mult situația în care vă aflați și în ce direcție merg lucrurile pentru că aveți nevoie de a scăpa de dificultăți, de a plana această situație, de a. Merge într-o direcție foarte sigură, și de a vă crea probabil o situație mult mai stabilă. Ce va gândi persoana iubită? Ei bine, această persoană va trebui să ia o decizie și să o ia cu inima. Da? E o persoană care este un pic cam tristă pentru că și-a provocat singură aceste stări o persoană care va suferi, suferă din cauza că nu a știut să facă alegerea potrivită la un moment dat sau să vorbească ceea ce a gândit cu voi. Da, e o persoană care ajunge într o situație mai complicată, nu va ști exact cum să pună problema sau cum să vă exprime gândurile pe care le are față de voi sau față de toată situația. Are tendința de a face o greșeală, are tendința de a face o alegere greșită pe care ulterior o va regreta. Ce va simți? Supărare, sufletească mâhnire, regretă șansa pe care o avut-o, dar vă va cere iertare și vă va spune ceea ce simte cu adevărat, își dă seama. Că a greșit prin comportamentul care l-a avut, prin modul în care a perceput toată situația, relația și așa mai departe, dar din nou această persoană este pusă în fața unei alegeri. Ai de gând să spui, să luți pentru această poveste sau fiecare ne vedem de drumul lui. Cam asta o, cam așa o să puneți voi problema în situația dată, și această persoană parcă are nevoie de timp să-și dea seama. Dacă poate să-și vadă viața fără voi sau nu va reuși să meargă mai departe fără energia voastră. Pentru ce aflați într-un cuplu, în energia voastră vă văd pe voi. Deci voi veți deține controlul situației de cuplu. Un echilibru, poate și siguranța financiară și casa o țineți tot voi. Dorința de a avea mai mult sprijin, mai multă susținere din partea persoanei iubite, dar aici sunt situații amestecate și sentimentele care joacă un rol foarte important, dar și siguranța familiei, siguranța casei, siguranța cuplului, da? Și banii joacă un rol important, însă cred că voi țineți totul în relația aceasta: casă, familie, bani și așa mai departe, probleme și așa mai departe. Și aveți nevoie de un echilibru, aveți nevoie de mai multă susținere din partea de persoanei iubite și probabil o să găsiți cea mai bună modalitate prin care să expuneți aceste lucruri și persoana respectivă, persoana implicată în relație cu voi, să facă ceva în privința respectivă. Pentru cei aflați într-un trio amoros avem un valet de cupe, distracție, dar văd și conflicte care sunt destul de grele. Cineva va încerca să de desfacă firul în patru, să afle, fără doar și poate, unde duce o anumită poveste. Văd relații la distanță, relații care se vor schimba radical în următoarea perioadă, acolo unde au fost anumite probleme mai delicate, parcă totul se schimbă brusc, pentru că acolo unde au existat răceli, de exemplu, sau neimplicare suficientă sau neatenție, să-i spunem așa, apare lupta Dorința de a recâștiga acea persoană, de a recâștiga atenția, sentimentele, nu vă vedeți viața fără acea persoană, multe declarații de dragoste, multe dovezi de dragoste, dorința de împăcare, dar și discuții aprinse prin care să rezolvați voi anumite lucruri, de ce s-au întâmplat anumite lucruri și cum să îmbunătățiți povestea în care vă aflați. Puteți avea de face și cu semne de apă rac scorpion pești, semne de aer, în balanță vărsător, semne de foc, berbec, Leo săgetător. Pentru cei singuri avem un trei de bute. Voi veți întâlni o persoană foarte interesantă în viitorul apropiat, în perioada 1-15 decembrie, cu care puteți lega o prietenie. Da, mi apare o persoană nouă pe care o veți întâlni. Doar că nu simțiți încă, nu vă simțiți Sigur, 100%, că vreți să dați curs acestei povești. Vreți să rămâneți pentru un moment în stagiu de prietenie, de cunoaștere, după care să vedeți dacă vreți să vă implicați mai mult sau nu. Apare și oarecare pauză, adică lucrurile văd că evoluează foarte frumos într-un anumit punct, după care apare retragere și din partea voastră și din partea acelei, acelei persoane. Deci aveți foarte multe lucruri în comun, undeva vă speriați un pic, dar văd că e posibil să depășiți acest uh, moment. Surpriza vine cu șaptele de spade care vă îndrumă să vă urmăriți propriul interes indiferent de uh, circumstanțe, indiferent de consecințe pentru că altfel nu puteți depăși o problemă de mult timp uh, din viața voastră. Trebuie să spuneți lucrurilor pe nume trebuie să nu vă mai ascundeți după deget pentru a putea ieși dintr-un blocaj în care stați de ceva timp. Aici vorbim și de relații de lungă durată în care sunt foarte multe probleme pe care toți le-ați trecut cu vedere, dar cred că a venit momentul să spuneți în față ce gândiți, ce simțiți, ce trăiți, ce vreți de la viață de acum încolo, fără a vă mai gândi ce sau cum se va simți persoana respectivă dacă îi spuneți toate aceste gânduri și idei. Și foarte posibil, aici cred că e vorba și de un ultimatum în anumite povești, dar totul vine de la voi, de asta e o eliberare la voi. Scăpați de un sentiment care vă sufoca, vă depășiți anumite limite în modul în care vorbiți și acționați vis-a-vis -vis de anumite persoane din jurul vostru, vorbim de parte emoțională, da, pentru că voi clar doriți ceva sigur de viitor. Provocarea vine cu șaptele de monede. Vă uitați și lăsați în urmă dacă luați niște, dacă luați niște decizii prepite. Dar cam săturați de atitudinea cuiva care este foarte rece, foarte distant și întotdeauna parcă sunteți așa într-o contră. Da, vă contraziceți, vă certați tot timpul. Provocarea vine pe schimbare, da, de a lăsa în urmă ceea ce a trăit până acum și de a da curs unei noi aventuri sau să schimbați, să modelați ceva radical care o să vă aducă succes foarte mare. Iar sfatul vine cu steaua. Nu renunțați la speranță că totul va fi bine. Vindecarea este aproape pentru că în viața voastră se va încheia un ciclu important. Da? Dar nu renunțați la speranță. Poate aveți de-a face cu un vărsător sau cu un scorpion. Cu un scorpion aici se pune accentul cel mai mare. E vorba de a nu renunța la eliberare, la speranță, pentru că acea persoană văd că se va schimba, acea situație se va schimba în viața voastră. În momentul în care veți face o schimbare radicală, încheiați un ciclu, o etapă, importantă, faceți o transformare foarte importantă în viața voastră, vă veți bucura din plin de sinceritate, deschidere, familie fericită, încredere reciprocă și o relație bazată în primul rând pe fidelitate, pe comunicare și pe planuri de viitor făcute împreună cu persoana iubită. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!